aceste momente sau iese din ședința biroului politic. Iată-l. Am discutat despre câteva lucruri pe care mi le-a transmis doamna prim-ministru într-o discuție ieri. Astăzi doamna prim-ministru, așa cum probabil că știți, este la Bacău. N-a putut să vină la Biroul Permanent Național. Despre câteva decizii pe care guvernul urmează să le ia astăzi, am informat și pe colegii mei, și anume sunt toate informațiile că în această săptămână vor adopta ordonanța pentru achizițiile publice. Este un document important, aproape de aceeași importanță ca și ordonanța privind parteneriatul public-privat. Este un document așteptat de toate autoritățile publice, dar și de către companii, de către companiile serioase și cinstite, care urmărește ca termenele să fie scurtate, procedurile să fie simplificate, în așa fel încât marile investiții publice și investițiile publice în general să nu mai fie întârziate ani de zile și să contribuie negativ la frânarea dezvoltării economice. De asemenea, în urma publicării în monitorul oficial a ordonanței privind parteneriatul public-privat, în această săptămână guvernul va prezenta primul pachet de investiții strategice care va fi lansat în procedura aferent acestei ordonanțe. Pachet de investiții majore din infrastructură și din sănătate, care să intre într-o analiză urgentă, rapidă, a guvernului pentru a stabili oportunitatea și procedura cea mai bună, pentru ca în această toamnă să fie lansate în mod oficial procedurile pentru realizarea acestor investiții așteptate. Guvernul, miercuri sau joi, când vor avea ședință de guvern, vor anunța aceste investiții. Am discutat de asemenea și despre subiectul zilei sau subiectul din ultimele zile în legătură cu plângerea penală făcută de depusă sau, mă rog, asumată de către Ludovic Orban. Se conturează sau se poate contura ideea că aici vorbim de, pe lângă alte prostii, se poate vorbi de antisemitism instituțional. În momentul în care, citind acea plângere penală, se vorbește de acuzații de înaltă trădare pentru un oficial care a avut întâlniri oficiale cu șef de stat și de guvern din altă țară, dincolo de faptul că este o abordare caghebistă, că este o abordare ceaușistă, că este o abordare securistă, care ne duce cu gândul la agenturile străine, aici este tratat statul Israel ca o putere străină cu care noi suntem în conflict. După părerea noastră, este o acțiune care aduce de servicii majore României, atât cei care au conceput această plângere penală, cât și cel care și-a asumat-o, dau dovadă de o mare irresponsabilitate. Sunt acuzați niște cetățeni israelieni că sunt agenți de influență, am văzut comentarii că ar fi spioni, fără niciun fel de responsabilitate, fără o minimă bază, fără niciun fel de dovadă sau probă, înseamnă că pe acest precedent toți consultanții străini care au fost în România în ultimii ani și care probabil că vor mai veni, așa cum merg și în alte țări, sunt agenți de influență și cei care au lucrat cu ei pot fi acuzați de înaltă trădare. Orice contact pe care un oficial român, indiferent din ce poziție ocupă, contactul pe care îl poate avea cu un cetățean străin, care poate ocupa o funcție importantă într-o instituție din altă țară, poate fi acuzat de înaltă trădare. Asistăm
a nu știu câta oară, poate, la o încercare de a da jos un guvern și de a prelua într-un mod nelegitim puterea din România, guvernarea, pentru că puterea efectivă încă mai este gestionată într-un mod neconstituțional și nelegal de unele instituții, încercând să folosească pe unii procurori. Nu putem fi de acord ca un guvern să fie dat jos cu ajutorul procurorilor, în condițiile în care nu există nici măcar o fărâmă de adevăr în ceea ce privește acuzațiile respective, dincolo de caracterul aberant al plângerii în sine. Cam astea au fost discuțiile pe care, bineînțeles, toți colegii noștri au susțin în continuare guvernul. Nu există niciun fel de intenție din partea doamnei prim-ministru sau din partea PSD-ului, și am observat și la colegii de la Ardeș și la domnul președinte Tăriceanu vreo ezitare în ceea ce privește continuarea guvernării. Avem o majoritate stabilă și încă sperăm că mai există undeva, bine ascunsă, dar mai există o fărâmă de luciditate, responsabilitate și înțelepciune ca acest demers să nu intre într-o zonă care să scape de sub control și România să rămână într-o zonă de stabilitate care ajută pe toată lumea, inclusiv pe noi, inclusiv pe partenerii noștri strategici cu care am avut și vom avea în continuare relații, chiar dacă sunt puteri străine. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. Da, aș avea mai multe întrebări, dacă îmi permiteți, vă rog, dacă ați discutat despre... Nu, câte întrebări aveți, că nu suntem la... Vorbim întrebări și răspunsuri. Câte aveți? Două. Vă rog. Dacă ați discutat în această ședință și despre o posibilă suspendare a președintelui României și dacă ați discutat despre organizarea acelui meeting de susținere pentru Viorica Dăncilă. Sigur că s-au atins și aceste subiecte, dar încă o dată vă spun, eu nu vreau să noi nu am hotărât să promovăm discuția despre aceste două teme fără să uităm de fapt lucrul cel mai grav care s-a întâmplat, și anume această plângere penală și conținutul ei, nu plângerea penală în sine, pentru că așa turnătoare a avut România și va avea în continuare. În ceea ce privește suspendarea președintelui, noi încă o dată spun, toți sperăm că mai există undeva o formă de luciditate ca acest demers aberant, cel puțin aberant, nu va ieși dintr-o zonă de... nu va depăși o linie roșie și nu va face ca lucrurile să scape de sub control. Deci nu am discutat, nu luăm în calcul suspendarea președintelui României. Dar, așa cum am mai spus-o, spun și acum am spus-o și colegilor mei și toți suntem de acord cu asta, că nu avem de gând să stăm inactivi, să nu facem nimic, dacă vom vedea că lucrurile merg în direcția care este străvezie, și anume de a se prelua într-un mod nelegitim guvernarea. Și atunci vom utiliza toate mijloacele legale, constituționale, publice, sociale, pentru ca votul cetățenilor din decembrie 2016, un vot legitim, să fie respectat.